Dorim această seară, așa cum avem cuvântul Domnului, care l-am citit din Evanghelia după Luca, de la capitolul 8, începând cu versetul 26 la 39, acest pasaj biblic din Sfânta Evanghelie, ne vorbește despre puterea Domnului nostru Iisus Hristos asupra duhurilor rele, asupra demonilor. Și prin ajutorul Domnului am dorit să privim în acest pasaj biblic și să vedem pe Domnul Iisus, lucrarea sa și de asemenea și câteva lecții practice pentru noi ca și răscumpărați ai Domnului Iisus Hristos și copii ai lui Dumnezeu. Am văzut miercurea trecută, data trecută, la întâlnirea noastră, sub acest gând, călătorind cu Iisus în corabie, pe Domnul Iisus Hristos manifestându-și autoritatea sa asupra naturii, asupra vânturilor, asupra valurilor mării Galilei sau Tiberiada. Și de data aceasta Domnul Iisus, așa cum spune versetul 26, scrie: au sosit cu corabia în ținutul Gergesenilor, care este în dreptul Galilei. Au trecut de pe o parte a lacului sau a mării Galilei, pe cealaltă parte, și după cum știm, Marea Galilei nu este o mare așa foarte mare, sau de aceea este și numită și lac. Și în zona aceasta unde a ajuns Domnul Iisus, pentru că sunt unii comentatori biblici, critici biblici, care comentează cu privire la ceea ce se întâmplă mai târziu în descrierea evanghelistului Luca, o descriere pe care o are și evanghelistul Matei și Marcu, cum de a fost acolo o turmă mare de porci, pentru că se știe că evreii nu mănâncă porc sau carne de porc după legea dată de Domnul prin Moise. Porcul este un animal necurat. Astfel le spun, nu s-a putut să fie lucrul acesta așa și nu s-a putut întâmpla așa. În zona aceasta însă a părții de nord a lui Israel, în Galileea, zona aceasta de asemenea se numește Gadareni, zona Gadarenilor, și de asemenea o găsim menționată cu Decapole sau Decapolis, care este un cuvânt grec compus din două cuvinte, deca, ce înseamnă 10, și polis, care înseamnă oraș. Și astfel, zona aceasta, Decapole sau Decapolis, înseamnă zona a 10 orașe, a 10 localități, în care majoritatea populației sau o bună parte din populația de acolo nu erau evrei, ci erau neevrei, erau greci, erau romani, erau alte popoare aduse chiar după robia asiriană, când cunoaștem că asirienii au luat o bună parte din populație și i-au strămutat, i-au exilat, dar după un timp ei au populat zona respectivă cu oameni de alte etnii și astfel s-a format această zonă, care era o zonă mixtă, și oamenii aceștia consumau și carnea de porc. Astfel, în zona respectivă putea să existe ceea ce evangheliștii descriu cu privire la această turmă mare de porci, care nu știm exact cât de mulți au fost. Însă, întorcându-ne la textul nostru, spune: când a ieșit Iisus la țărm, l-a întâmpinat un om din cetate, despre care spune stăpânit de mai mulți draci. Era un om din zona respectivă, din localitatea respectivă, care era un om, am spune noi astăzi, îndrăcit sau demonizat. Și Domnul Iisus, vedem în conversația cu omul, dar de fapt în conversația cu demonii, și la un moment dat spune că
Unul dintre ei a fost ca și un purtător de cuvânt. Domnul întreabă, cum îți este numele, în versetul 30? Și răspunsul este, legiune, a răspuns el, pentru că intraseră mulți draci în el. Și termenul acesta de legiune, de asemenea, este un termen militar, roman de data aceasta. Știm despre legiunile romane, de exemplu, în care erau câteva mii de soldați într-o astfel de legiune. Cum am spune noi astăzi, divizii, aceasta ar fi termenul de comparație, nu? Dumneavoastră care ați făcut armata sau cunoaște despre armată, este plutonul, este compania, este batalionul și apoi divizia. Și după aceea este armata. În România sunt 4 armate, de exemplu, la ora actuală, pe regiuni împărțite. Astfel, înțelegem că a fost mulți, dacă e legiune, a putut să fie 1000, a putut să fie mai mulți, nu știm cât de mulți au fost, însă se pare că au fost foarte mulți. Ce observăm în pasajul acesta care este descris înaintea noastră, observăm faptul că oricât au fost ei de mulți și oricât au fost de puternici în felul cum s-a manifestat în omul respectiv, ei de fiecare dată au vorbit cu Domnul Iisus Hristos într-un mod rugativ. Dacă citiți cu atenție, veți putea să observați de câteva ori, de 3 ori, este această expresie de rugăciune pe care demonul, purtătorul de cuvânt, o are, versetul 28, după ce vedem că ei au recunoscut în Iisus ceea ce oamenii n-au recunoscut. De aici putem să înțelegem că demonii și satana a recunoscut în Iisus că este Fiul Dumnezeului Celui Preanalt. El a recunoscut în Iisus autoritatea lui Dumnezeu, că Domnul Iisus chiar îi spune la urmă acelui bărbat să meargă, să spună, zice, tot ce ți-a făcut Dumnezeu. În Domnul Iisus Hristos era manifestarea dumnezeirii. Astfel, putem să discernem de aici și alte pasaje biblice care vorbesc despre spiritele rele, demonii, satana de asemenea este prezentat că au recunoscut în Iisus cine era El. Au cunoscut mai multe despre Iisus decât cunosc oamenii. Și astăzi satana, el cunoaște și știe mai multe despre Iisus și despre Dumnezeu decât cunosc oamenii. Și ei scrie apostolul Iacob, nu? Și dracii cred și se înfioară, dar nu fac voia lui Dumnezeu, pentru că prin natura lor decăzută, cunoaștem din altă parte a Scripturii, o treime din îngeri s-au alăturat satanei și aceștia au devenit draci, s-au devenit demoni. Demonii sunt considerate duhurile care au pătruns în ființele umane sau unii spun chiar că s-au întrupat, s-au manifestat în ființele umane, în trupul uman. Ei nu pot, prin natura lor, ei nu pot să asculte sau să se supună în sensul ca în mod voluntar să se supună, așa cum noi oamenii o facem. Noi o facem în mod voluntar, nu? Domnul Iisus spune, cine vrea să vină după mine, să se lapede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Ei în mod voluntar nu pot să facă lucrul acesta. De asemenea, după cum, în mod voluntar, carnea care reprezintă omul cel vechi sau firea veche pe care noi o avem și cu care noi ne naștem, nici ea în mod voluntar nu se supune lui Dumnezeu sau legii lui Dumnezeu. Este de o natură
în opoziție, care se împotrivește voiei lui Dumnezeu. Și Apostolul Pavel vorbește despre lucrul acesta. De aceea ea trebuie supusă. Și pe măsura manifestării prezenței Duhului lui Dumnezeu în viața unui credincios, pe măsura aceasta este ținută sub autoritate, este ținută sub stăpânire, pentru că dacă nu există această prezență a Duhului lui Dumnezeu care lucrează în mintea credinciosului și în Duhul credinciosului și este manifestarea carnală, manifestarea firească, aceasta îl împinge înspre rău. Chiar dacă este născut din nou, chiar dacă este botezat, e nevoie de o creștere spirituală care tot mai mult să ducă sub stăpânire, sub autoritate, sub controlul Duhului, firea, ca să, și Apostolul Pavel vorbește, ea trebuie să fie răstignită, și moartea prin răstignire este o moarte lungă și adeseori una dureroasă. Am făcut această referință pentru că există de asemenea o situație în care credincioșii au tendința ca imediat să pună ceva pe baza spiritelor rele, pe baza demonilor, pe baza satanei și să vadă în orice fel de manifestare negativă o manifestare a satanei. Nu este lucrul acesta așa, ci este de asemenea și natura pervertită, decăzută, carnală, care împinge pe credincioși și de asemenea categoric conduce pe ceilalți oameni înspre ceea ce este în dezacord cu voia lui Dumnezeu. Și Apostolul Pavel enumeră, nu, în Galateni, de exemplu, în capitolul 5, și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea, și dă 17 categorii pe care le enumeră de fapte ale firii pământești, adică ale cărnii. De asemenea, în Efeseni, în Romani, Apostolul Pavel descrie mai pe larg lucrurile acestea. Astfel, nu întotdeauna ceea ce este manifestare negativă și nespirituală este din partea celui rău, și sper să putem atinge un pic aspectul acesta puțin mai târziu, dar acum este această manifestare puternică a spiritelor rele care au preluat controlul, au preluat autoritatea asupra acelei persoane, și astfel ea nu mai putea să facă ceea ce ea vroia, nu mai putea să vorbească ceea ce ea dorea să vorbească, ci în locul ei vedem că vorbesc demonii, vorbesc aceste duhuri rele care conversează, și unul dintre ele conversează cu Domnul Iisus Hristos. Sunt unii care nu cred în lucrurile acestea, nu le acceptă, chiar credincioși creștini nu acceptă acest aspect, ar putea să fie, ci dacă omul acesta ar fi mers la medic, i s-ar fi dat un diagnostic de, știu eu, dublă personalitate sau schizofrenie sau știu eu câte alte caracteristici care se găsesc aici, le-ar pune că ar fi de ordin psihiatric și de aceea ar trebui să fie ținut sub control. Acum, nu orice manifestare, și cum e un pic așa, care nu orice manifestare în care o persoană nu are control de plin asupra ființei sale, este de asemenea și o manifestare demonică. Pentru că poate să existe anumite dezechilibru chimic în creierul uman care să creeze niște manifestări care să conducă pe om la violență, să-l conducă pe om la lucruri în care să se rănească pe sine, gânduri de sinucidere și alte aspecte, sau să rănească pe alții, care sunt în astfel de stări, ele pot să fie tratate în mod medical, și există astfel de tratamente și există rezultate în urma unor astfel de tratamente, dar acolo unde nu există posibilitatea de
de tratament medical și nu există posibilitatea în care prin a aduce elementele chimice la echilibru, să zicem așa, și continuă astfel de manifestări, acolo sunt manifestări demonice, acolo sunt puteri ale întunericului. Vedem în perioada Domnului Iisus Hristos, în special în Evanghelie, că sunt descrise multe astfel de manifestări. Dați-mi voie să vă spun că și astăzi sunt multe manifestări care sunt pe seama spiritelor rele, dar nu toți sunt într-o stare de posesiune, așa cum este omul acesta. Omul acesta este într-o stare în care el este posedat, am putea să spunem, complet. Nu are niciun control asupra lui. Și cum se manifestă acest om? Ni se spune, este stăpânit de mai mulți draci, deci este sub autoritatea lor, este sub controlul lor. Și manifestările pe care el le avea, spune, nu dormea în locuința lui, ci dormea unde? În morminte. De asemenea, oamenii căutau să-l țină, să-l limiteze, legat cu cătușe la mâini și cu obez la picioare, dar în el spiritele acestea se manifestau cu putere și rupea legăturile, era gonit de dracul prin pustiuri, deci erau manifestări care nu erau sub controlul lui, oamenii încercau să-l țină sub control și nu avea autoritate asupra lui, era o posedare, am putea să spunem, completă a ființei sale. Acum, noi nu cunoaștem care a fost poarta prin care au intrat aceste demoni. Nu cunoaște modul cum el a ajuns ca să fie posedat în felul acesta. Nu știm cu ce practici ar fi făcut el, practici oculte sau alte și alte lucruri. Cum s-a deschis el inima și ființa lui, duhul lui, înspre aceste spirite demonice? Pentru că trebuie să fie o poartă prin care să intre, ca să aibă autoritate asupra lui. Destul este că el era stăpânit, era sub controlul lor. Dar vedem, așa cum am spus mai devreme, că demonii au recunoscut autoritatea Domnului Iisus Hristos. Și în versetul 28 pe care l-am menționat spun: te rog, nu mă chinui, căci Iisus poruncise Duhului necurat să iasă din omul acela pe care pusese stăpânire, zice, de multă vreme. Și el spune, te rog, nu mă chinui. Apoi versetul 31, din nou, vine la Domnul Iisus Hristos și zice, și dracii rugau stăruitor pe Iisus să nu le poruncească să se ducă în adânc. A doua rugăciune a demonilor adresată Domnului Iisus Hristos. Și apoi este a treia rugăciune pe care ei o adresează, de trei ori, și spun, nu ne trimite în adânc. Și spune versetul 32, și dracii au rugat pe Iisus să le dea voie să intre în ei. El le-a dat voie. Este interesant de observat unul și de a recunoaște lucrul acesta, și aceasta este o încurajare pentru noi și o îmbărbătare, pentru că vedem atitudinea oamenilor față de lucrarea Domnului Iisus Hristos. Care a fost? A fost una de frică, s-au umplut de teamă, s-au umplut de groază. Dragi frați și surori, este adevărat, Satana are puteri mai mari decât noi oamenii, are forță mai mare decât noi oamenii, este mai înțelept decât oamenii în sensul nu a înțelepciunii venite de sus, pentru că din nou Iacov spune, există o înțelepciune drăcească, adică este șiret, știe scheme prin care să-i prindă pe oameni, să-i înșele pe oameni, să-i păcălească pe oameni. Dar vreau să rămânem cu gândul acesta, ca și copii ai lui Dumnezeu, nu are autoritate asupra copiilor lui Dumnezeu. Nu are! Noi nu suntem chemați să ne temem de Satana, să ne fie frică de Satana. Noi ne temem de Dumnezeu. Și viața noastră este ascunsă cu Domnul Iisus Hristos în Dumnezeu. Lăudat să fie Domnul! Și
înainte de a continua în text, aș dori să merg, pentru că există această întrebare și se pun aceste întrebări. Poate un copil al lui Dumnezeu să fie posedat de demoni? Dați-mi voie să spun așa direct și pe urmă să fac câteva referire. Un copil al lui Dumnezeu nu poate să fie posedat de demoni. Domnul Iisus Hristos spune felul următor: când un demon părăsește sau un drac părăsește casa cuiva, Domnul Iisus vorbește în felul acesta, zice el, umblă prin locuri pustiuri, cum spune despre omul acesta, că îl ducea prin locuri pustiuri, prin deșert. El merge pe acolo, el caută să se întoarcă la casa de unde a fost dat afară și zice, vine înapoi și găsește casa curată, ea este curățită. Însă necazul cu această casă este că e goală, e goală, e goală, e goală. Ce faci atunci? Mai merge și mai ia și alte duhuri și se întoarce la casa curățită și goală și o ia în stăpânire și zice, starea din urma omului respectiv era este mai rea decât a fost înainte. Domnul Iisus Hristos, de asemenea, când El este acuzat că face aceste liberări cu Belzebub, El spune, cum se poate face lucrul acesta? Pentru că asta ar însemna o dezbinare în cadrul împărăției. Nu! Și El spune, de asemenea, despre anumiți evrei care aveau și ei această putere de exorcizare, care este termenul folosit astăzi. Și El vorbește, când cineva este în casă și vine altcineva la casa respectivă, acel altcineva, ca să intre în casă, trebuie să fie mai tare decât cel care este în casă. Acum, ca și copii ai lui Dumnezeu, care am primit pe Domnul Iisus Hristos în inima noastră, în viața noastră, chiar Duhul Sfânt al lui Dumnezeu locuiește în noi. Ceea ce este în noi, ca și credincioși și copii ai lui Dumnezeu, e mai tare decât ceea ce este în lume, e mai tare decât satana, e mai tare decât demonii și nu pot să controleze pe un copil al lui Dumnezeu, că au de furcă nu cu omul în sine, ci cu cel ce este în credincios, care e Duhul lui Dumnezeu, este Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. Astfel, noi ca și copii ai lui Dumnezeu, categoric, suntem sub autoritatea Domnului Iisus Hristos, sub autoritatea lui Dumnezeu. Acum, poate să fie ceva în viața noastră în care este foarte important în trăirea noastră spirituală. Diavolul nu poate să pătrundă și să controleze pe credincios, dar el caută să-l influențeze pe credincios din exterior, să influențeze gândurile, să atingă mintea. Și modul cum diavolul caută să influențeze pe credincios, el o face din exterior înspre interior. Dumnezeu lucrează din interior înspre exterior. Adică Dumnezeu lucrează în primul rând la Duhul nostru, trezește Duhul nostru, e ca o înviere din morți. Duhul nostru acționează asupra sufletului nostru și apoi sufletul nostru acționează asupra trupului nostru. Astfel este Duhul lui Dumnezeu în care este conștiința, este credința, este părtășia cu Dumnezeu, acționează asupra sufletului nostru, unde este rațiunea noastră, unde sunt emoțiile noastre sau sentimentele noastre și unde e voința noastră. Și aceasta acționează apoi asupra trupului care are cele 5 simțuri. Diavolul însă lucrează sau caută să lucreze prin aceste simțuri asupra noastră, din exterior, ca apoi prin simțuri noi să acceptăm gândurile și apoi acceptând gândurile să ne înduplece voința în direcția respectivă. De aceea este așa de
important pentru noi ca să păstrăm gândirea noastră curată, ca să păzim gândurile noastre și mintea noastră de ceea ce este răutate, de ceea ce nu este plăcut lui Dumnezeu, că în felul acesta suntem protejați, e scutul protector în jurul nostru și când vedem o anumită tendință, vedem o anumită influență, așa cum spune cineva, când nu e sigur de ceva că este bun, înseamnă că este rău. Nu căuta să testezi mai departe, e bun sau rău. Fii sigur că lucrul acela nu este bun, pentru că ceea ce te face să pui sub semnul întrebării e ceea ce Duhul lui Dumnezeu a pus deja în tine, este cuvântul său, este Duhul său, este conștiința care pune sub semnul întrebării și asta înseamnă că nu este bun, nu este bine, oprește-te, pentru că dacă eu pășesc mai departe și încep să raționalizez în mintea mea sau să justific în mintea mea, prin aceasta eu dau putere cărnii mele, naturii mele vechi și de asemenea unei influențe din exterior care să mă împingă mai departe. Și cred că fiecare dintre dumneavoastră a fost în situația când ați simțit o anumită împingere înspre o direcție, poate una de supărare, una de mânie, una de răzbunare, una poate chiar, știu eu, de senzualitate, ca să zic așa, partea aceasta carnală. Ea poate să fie din natura noastră, dar când simți că e ceva care e mai mult decât poate îți este în natură, fii sigur că acolo este un spirit rău din afară care caută să te împingă și caută să mă împingă. Și dacă îi dau ascultare, el începe să aibă și mai mare influență asupra mea. Și aceasta este poarta de intrare și el caută să intre prin ochii noștri, prin urechile noastre, prin gusturile noastre, prin pipăitul nostru, prin mirosul nostru. Caută să folosească aceste simțuri și să ne influențeze. De aceea este important ca să medităm în gândirea noastră, să cugetăm cum este expresia, cum e Psalmul 1, nu te duci la sfatul celor răi, nu te așezi pe scaunul celor barjocoritori, nu umbli pe calea celor păcătoși, dar ce faci? Îți găsești plăcerea în legea Domnului și cugeți, meditezi la legea Domnului, pentru că altfel ușor putem să mergem într-o direcție sau alta. Și fiecare dintre noi suntem în acest proces al creșterii spirituale, care de asemenea în această seară poate să fie în procesul de influență a Duhului lui Dumnezeu și a Cuvântului lui Dumnezeu asupra noastră. Are la început o influență, dar apoi el trebuie să crească în viața noastră. Cum spunea Ioan Botezătorul, eu trebuie să mă micșorez și Iisus trebuie să crească. La fel trebuie natura carnală, firea pământească să se micșoreze și să crească prezența Domnului Iisus în viața noastră. Și prin asta noi avem autoritate și ajungem până la punctul care este un punct destul de înalt. Este un punct destul de înalt al creșterii spirituale, al maturității noastre, în care să facem fiecare gând rob ascultării de Hristos. Dați-mi voie să spun că nu întotdeauna fiecare gând al meu, e o mărturisire, este rob ascultării de Hristos. Și probabil că mai sunt alții care să spună lucrul acesta, nu fiecare gând, ci uneori sunt gânduri care hoinăresc și nu sunt roabe. Și ce se întâmplă? Când sunt gândurile care nu sunt roabe, acelea ne tulbură, acelea ne îngrijorează. Gândurile care vin de la Hristos nu aduc îngrijorare, ci aduc pace, aduc liniște, aduc siguranță, aduc o stare, dacă vreți, de relaxare, chiar și asupra trupului acestuia. Vedeți că demonii se roagă lui Iisus și ce este interesant că Iisus le răspunde afirmativ rugăciunilor. Le răspunde afirmativ. Însă este un principiu al răului, pentru că demonii lucrează sub principiul răului. Nu a fost nevoie Domnul Iisus să-i distrugă mai mult, că ei s-au distrus singuri. Nu? Ce spune? Au intrat în porci și ce au făcut? Au luat-o porcii la fugă pe câmpie? Nu! Toți s-au dus cu grămada unde? La lac! Și au intrat acolo și
sau înnecat. Acum am spus eu, demonii nu se neacă, este adevărat, nu că sunt spirite. Da, dar de acolo ei n-au mai ieșit afară, nu găsim că să mai fie. Ei au intrat în adânc. N-au mers în adânc direct, dar de acolo ei s-au dus mai departe. Pentru că răul, spiritul, satana, și aceasta e una dintre lucrurile caracteristice care le face când influențează pe om, îl conduce spre rău și îl conduce spre autodistrugere sau distrugerea celorlalți. Ce face Domnul Iisus Hristos în viața omului? Că acesta este ca și un act al convertirii. Ce se întâmplă când un om ajunge să fie eliberat? Sunt trei lucruri pe care le găsim aici că sunt descrise de către evanghelistul Luca în versetul 35. Oamenii au ieșit să vadă cele întâmplate. Au venit la Iisus și au găsit pe omul din care ieșiseră dracii, unu, șezând la picioarele lui Iisus. Acesta este primul lucru care se întâmplă. Și acesta este primul lucru care s-a întâmplat în viața noastră. Și acesta este ceea ce spune Domnul Iisus Hristos când este în casa Mariei și a Martei. A Martei și a Mariei. Merge Marta la Domnul Iisus și spune: Doamne, uite, nu vezi pe sora mea că nu-i pasă, eu sunt prinsă cu atâta treabă. Unde era Maria? Zice tot evanghelistul Luca, ea era la picioarele lui Iisus. Era la picioarele lui Iisus. Și Domnul Iisus, Marto, Marto, zice, pentru multe lucruri te îngrijorești tu. Un singur lucru trebuiește. Maria și-a ales partea cea bună. Acesta este primul lucru care se întâmplă cu omul eliberat. Chiar dacă nu este această eliberare dramatică, dar într-un fel sau altul, fiecare dintre noi am fost încătușați în anumite lucruri, în anumite stări, în omul cel vechi, în natura păcătoasă, pervertită, și întâlnirea cu Domnul Iisus a adus eliberare în viața noastră. A adus eliberare și ne-a adus la picioarele lui Iisus. La picioarele lui Iisus se primește ceea ce nu se poate lua. Așa a spus Domnul Iisus. Acolo este pacea, acolo este liniștea. La picioarele lui Iisus rugăciunile sunt ascultate. La picioarele lui Iisus este vindecare. La picioarele lui Iisus este speranță. Lăudat să fie Domnul! De aceea noi suntem invitați să venim la picioarele Lui, să stăm în prezența Lui. Acum, El a stat fizic la picioarele lui Iisus, dar să nu putem să stăm fizic. Deci să spune, pământul este așternutul picioarelor sale. Cum stăm noi la picioarele lui Iisus? Stăm în acest spirit al Scripturii, al rugăciunii, al cugetării, al părtășiei frățești cu biserica, în închinare, cu familia. Acolo suntem la picioarele Domnului Iisus Hristos. Acolo sufletul nostru găsește odihnă. Acolo sufletul nostru se răcorește, acolo sufletul nostru se întreamă, primește putere, primește energie, primește forță la picioarele lui Iisus. E primul lucru care aduce eliberarea în viața unui om, în urma convertirii, dacă vreți, suntem aduși la picioarele lui Iisus. Al doilea lucru spune, acum este îmbrăcat. Înainte era dezbrăcat, înainte fugea într-o parte și în alta, era neliniștit, aruncat, cu picioarele în butuci, în obez, zgârindu-se și rănindu-se. Acum la picioarele lui Iisus este îmbrăcat. Când suntem transformați, noi pe de-o parte suntem dezbrăcați, scrie Efeseni capitolul 4, de omul cel vechi și îmbrăcat în omul cel nou, care se înnoiește mereu după chipul Domnului Iisus Hristos. Îmbrăcați în hainele mântuirii și acoperiți cu mantaua neprihănirii, îmbrăcați în armătura lui Dumnezeu, cu care stăm împotriva diavolului și a forțelor lui rele. Suntem îmbrăcați în frumusețea sfințeniei lui Dumnezeu, în podoabe sfinte îmbrăcați înaintea lui Dumnezeu. Noi nu mai suntem dezbrăcați,
ci suntem îmbrăcați. Și aceasta chiar se vede și prin îmbrăcămintea noastră exterioară, prin ținuta noastră exterioară, arată îmbrăcămintea noastră interioară. Deși unii spun, înaintea lui Dumnezeu, purta numai ceea ce este interior. Este adevărat, însă dacă este Domnul în interior, El transformă și exteriorul. Transformă exteriorul, nu-l lasă așa. Îmbrăcat. Și apoi spune al treilea lucru care este foarte important, și în toate mințile. Auziți? În toate mințile. Cu mintea clară, cu mintea curată, cu judecată sănătoasă. Acum știe să aprecieze ce e de preț și ce nu este de preț. Știe să facă deosebirea. El nu mai este cu mintea confuză. El nu mai este să se ducă după unul sau după altul, ci la picioarele lui Iisus, îmbrăcat și cu mintea întreagă. Ce frumos tablou! Ce minunat tablou! Ce măreț tablou! Și acesta este tabloul pentru fiecare dintre noi. Sunt mâhnit și sunt îndurerat și sunt așa cu rană în suflet când văd creștini confuși. Când nu știe în ce parte să o ia și cum să facă și ce să facă și cum zice Apostolul Pavel Efeseni, ca și copilașul purtat de vânturi și într-o parte și în alta. Acum îl vezi într-o extremă, peste două, trei zile într-o altă extremă, n-are nicio direcție, niciun echilibru, nicio stabilitate. Dați-mi voie să vă spun că acolo încă Duhul lui Dumnezeu nu a început să preia controlul, să aibă autoritate. Aș vrea să ne rugăm ca noi, copiii noștri, biserica întreagă, să fim în felul acesta, la picioarele Domnului Iisus Hristos, îmbrăcați în podoabe sfinte. Spune despre tineri, tineretul îmbrăcat în podoabe sfinte și cu mintea întreagă. Mai ales astăzi, când nu mai este problema, în urmă cu 30 de ani, de exemplu, în România, era așa de greu să găsești o scriptură, era așa de greu să găsești o carte scrisă. Am scris cu mâna cărți în perioada respectivă, cu mai mult de 30 de ani, cu 40 de ani în urmă. Scriam cu mâinile cărți și unii dintre dumneavoastră a scris și cărți de cântări și cărți de poezii și din alte cărți. Primeai cartea pentru o săptămână sau două săptămâni și trebuia să scrii, că trebuia să o dai înapoi ca să-ți rămână ceva. Astăzi nu mai este această problemă de a nu găsi informații, ci astăzi suntem inundați, suntem, știu eu, pescopleșiți de informații, că nu mai lua telefonul și merg pe YouTube și merg pe Google și merg nu știu pe unde și te copleșesc informațiile. Astăzi e nevoie de discernământ. De discernământ, de minte întreagă, de minte sănătoasă, de minte curată. Și dați-mi voie să spun, nu doar în cele spirituale, cu privire la împărăția lui Dumnezeu, ci chiar cu privire la viața de aici. Spunea fratele Nelu cu mult timp în urmă că i-a spus medicul, ai grijă că în situația aceasta ai niște dușmani, nu? Ai pe internet dușmani, ai poate chiar și cei de lângă tine care caută să te influențeze într-o parte și în alta. Noi suntem chemați, în primul rând, să stăm înaintea lui Dumnezeu și când e vorba de ceva, să căutăm ceea ce te poți baza. Să nu cauți oriunde, doar ai Google un cuvânt și te duci după el, sau știu eu, vorbeam cu cineva acum recent că a primit un diagnostic fica familiei respective și când a auzit, imediat a mers pe internet și a văzut toate efectele cele mai rele pe care sunt descrise acolo și a crezut că toate le are. Și după niște analize mai amănunțite, până la urmă nu era aceasta diagnosticul corect. Știți, mintea întreagă te face să testezi. Biblia zice, testați duhurile. Testați-le, nu vă luați după orice, nu ne luăm după orice. Mintea întreagă și sănătoasă este un semn al maturității. Pe copilul e cu o bomboană și îl duci oriunde. Pe un adult, el stă să uite la tine, te cântărește bine și pe unul spune da sau nu. În final, vedem că mai sunt rugăciuni aici în Scriptură. Sunt rugăciunea celor din Gadara, care a spus lui Iisus, o rugăciune care n-aș vrea să o avem niciodată, care a spus, pleacă de la noi. Oamenii aceștia au spus,
pleacă de la noi. Oamenii aceștia au cântărit pe Iisus și au cântărit profitul lor. Profitul lor era porci. Porci. Și când au cântărit pe Iisus și au cântărit profitul, a zis: Iisus, Tu ne strici profitul. Cu Tine pierdem economic, pierdem financiar, pierdem bani, pierdem afacerea. Mai bine pleacă de aici. Din nefericire sunt mulți astăzi care îl pun într-o mână pe Iisus și în cealaltă mână profitul. Indiferent cum se numește acest profit. Că e business, că e altceva. Și când le cântărezic, Iisus, lasă-mă acum. Ce adunare, ce rugăciune, ce părtășie. Nu că Iisus nu este fizic cu noi, dar noi adunați aici suntem trupul Domnului Iisus. Mădulare, unii altora. Faptul că am venit aici și noi puteam să fim mulți dintre dumneavoastră în altă parte, făcând alte lucruri, ocupați cu altceva, poate să câștigați chiar ceva, dar ați ales să fiți aici și să fim aici. Și Domnul ne-a ajutat. Din nefericire, sunt mulți creștini care pun pe Iisus și pun profitul. Și astăzi știți ce pun? Nu numai profitul, pun distracțiile, entertainmentul, odihna lor. Sunt așa de obosiți săraci de ei. Și cred că unii sunt chiar obosiți. Pentru că dacă nu stai la picioarele lui Iisus, mult mai repede te obosești. Pentru că suntem copleșiți din toate direcțiile. Și asta vedem cum chiar în timp de duminică, mai înainte fratele Alex mai spunea la rugăciune și așa, dar acum vedem chiar în timp de duminică, nu-s oamenii la serviciu neapărat că trebuie să fie la serviciu, ce să ocupați cu alte lucruri. După masa și mai rar. De ce să vii de două ori? Că acesta este trendul american. Și se uită la biserica americană și spune: dar uite că e mare și-s mult și nu au adunare. De ce noi mai puțin să avem adunare? Pentru că e dulce și e plăcut să fie frați împreună cu Domnul Iisus. E o binecuvântare, e un har. Alți ar vrea în Coreea de Nord să fie și în China și în alte lucruri și nu pot. Iisus și celălalt taler. Și apoi este a treia, o altă rugăciune, chiar a omului care este eliberat, care a fost atât de pasionat de Iisus încât i-a zis, ruga să-i dea voie să rămână cu El. Omul acesta a vrut, ca și cum spune psalmistul în psalm: Doamne, aș vrea toată viața mea să locuiesc în casa Ta și să mă minunez de templul Tău cel sfânt. Și interesant că Domnul ascultă rugăciunea la dragi, ascultă rugăciunea la gadareni, că spune că s-a urcat în corabie și a plecat de acolo, dar nu ascultă rugăciunea acestui om, pe care l-a eliberat, care era cu mintea întreagă, care era îmbrăcat, care vrea să meargă, să rămână cu El. Dar zice, dar Iisus l-a trimis acasă și a zis: uite acum, tu întoarce-te acasă și povestește tot ce ți-a făcut Dumnezeu. Acum nouă Domnul nu ne spune, nu rămâne cu mine, că El este cu noi. Și El spune, eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Care este lecția de aici? Uneori când Domnul nu ne răspunde într-o anumită privință, e pentru că are ceva mai bun sau mai folositor pentru noi. Pentru omul acesta, Domnul Iisus avea ceva mai folositor în sensul ca să mărturisească lucrările Domnului, ca să vorbească la alții despre Iisus, despre ceea ce a făcut Iisus. Și știți cui? Acasă. Dragi frați și surori, dragi părinți, primul loc unde îl mărturisim pe Iisus e în casa noastră. Primul loc unde în noi se manifestă Iisus, întruchiparea Domnului Iisus, e în familia noastră. Soțul cu soția, părinții copiilor, acolo și aici suntem chemați să-L proclamăm pe Iisus. Vă invit să ne ridicăm pe picioare.
Uneori când Domnul nu ne ascultă rugăciunea sau ni se pare că nu ne ascultă rugăciunea, e posibil ca El să aibă un alt plan mai bun pentru noi, așa cum a avut pentru acest om. Un plan în care să fim mai folositor pentru semenii noștri, pentru că fiecare dar care Domnul îl dă copiilor săi este spre folosul altora, în afară de unul, vorbirea în alte limbi, care e spre zidirea sufletească a celui care are darul. Haideți să ne rugăm Domnului în această seară și să spunem: Doamne, binecuvântă-ne ca să stăm în Tine, să rămâi în noi și noi să rămânem în Tine, binecuvântă-ne să stăm la picioarele Tale, binecuvântă-ne întotdeauna să avem o minte și o gândire sănătoasă și binecuvântă-ne ca în familia noastră să Te mărturisim pe Tine și lucrările Tale. Amin. Ne rugăm și mulțumim.